în care Domnul se ducea plângând și fața lui cea plină de lumină era întristată până la până la mormânt. De multe ori căzută el pe față și se ruga cu lacrimi de nespus să treacă tatăl să nu-i dea pahar. Paharul suferinței lui Iisus să treacă Tatăl să nu-i dea paharul. Paharul suferinței lui Iisus. O Ghețimani grădină și-și pregătește drumul spre calvar și el se îmbracă în haina umilinței și-și pregătește drumul spre calvar. Ghețimani grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus și Iuda cum l-a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus. O Ghețimani, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng căci Domnul pentru mine a plâns. Să plâng căci Domnul pentru